Supermanul semnezi pentru centură, telefon și lipsă permis și buletin. Acum te subfilmez, ca să-mi spui, te rog frumos, pentru ce m-ai oprit. Bun. Pentru că nu porți centura de siguranță. Așa. Ai folosit telefonul mobil în timp ce conduceai și nu ai documentele personale asupra ta. Așa, dumneata aia, voi să vorbești la telefon? Nu vorbeam la telefon. Dar ce făceai? Am vorbit la ureche? Cum nu vorbeai? Semnați proces cele consemnate. Nu am timp să-l semnez. Bine. O zi bună, să aveți în primis prin poștă. Da, nu o să-l primesc, că o să-ți fac o contestație, că face abuz, mă. Trebuie să avem niște discuții de purtat, ca să mă apăr și eu, nu? O vine acasă. Păi stați puțin, de ce plecați? Păi de ce plecați? Nu mi-ați dat nici să citesc? Nu mi-ați dat să citesc în primul rând? Dom'le, deci poliția, asta face poliția. Hai, calcă-mă! Calcă-mă! Deci nu mi-ai dat să citesc, trebuie să citesc ce scrie acolo. Da? Da? Ce faci, mă? Dăm documentele tale. Refuzul de a se supune controlului. De ce m-ați oprit? Pentru că nu poartă centură de siguranță, pentru că mașina a fost oprită în zona unde aveai indicator cu oprirea interzisă. Și de ce n-ați venit acolo? Nu m-a oprit după 7 deci km. Nu era mașina asta. Nu e nicio problemă, este o filmare pe care o să vadă chestia asta, da? Deci dăm documentele tale. Refuzul de a prezenta documentele tale, identitatea. Nu le am. Se prezintă contravenție. Nu am documente. Cu bară din mașină, că pentru nerespectarea indicațiilor agentului de poliție rutieră rămâi să îl permis pentru 30 de zile, să știi. Spuneți-mi de ce m-ați oprit. Deci eu ți-am explicat ceea ce se întâmplă, da? De ce m-ați oprit? Nu aveți voie să mă opriți așa. Dăm documentele tale. Nu le am documente. Cu bară din mașină. De ce îți cobor? De ce? Așa, pentru că vreau să văd ce transport. E gol, porbagaj. Trebuie să n-arăți, nu te crezi cu mâna. Nu cobor. Nu cobor, domnule, de mașină. Nu cobor de mașină. Fără rău pentru chestia asta, să știi. Da. Dacă eu... Ai impresia că dacă mă filmez o să dau înapoi sau de ce? O film? Că mă simt inhibatic. Nu, dar eu vă spun că nu aveți, dar eu vă spun că nu aveți voie să mă opriți așa că vreau să mă opriți. Da, nu aveți voie să mă opriți. Eu prezint sub închid prin că am voie și în legalul. Nu aveți voie, nu mai există control de rutină. Tu, având în vedere că ești conducător auto, ar trebui să știi lucrurile astea. Deci nu mai există control de rutină. Nu există filtru, nu mai că era înainte că te opresc eu, că vreau eu. Că eu știu și eu, dar nu mă opresc. În natura serviciului meu și am atribuții pentru control. Deci am dreptul să-ți verific documentele și interiorul mașinii. Da. Deci, dacă m-ați oprit cu motiv, dacă vi se pare ceva, dar nu așa, că vreți, deci, că mă opriți, că nu știu ce. Care este martor asistent de aceea de față, te rog, cobori vreo din mașină, deschid fără bagajul și mă lași să fac control în mașină pentru... Pentru ce control? Dar ce... Băi, ia mâna, mă, de pe mașina mea! Dați-mi vină o pace! Băi, ia mâna! Coboară! Băi, ia mâna, mă, de pe mașina mea, că tu-s moții, mă, de... Ce-i zis, mă? Coboară din mașină. Deci vreau să mă lămuriți în legătură cu centura. Vă rog frumos să nu faceți vreun abuz, că... Deci, mie-mi dovediți, dar vreau să văd, Deci este absurd. Nu e ce instanță, doamnă, dar nu se poate așa ceva. Cum mă oprești pe mine, mă vezi cu centura pusă și îmi spui că n-aveam centura, doamnă, dar chiar mă faci prost? Dar vreau să văd, cum adică? Dacă eu din Suceava nu m-am dat jos din mașină, dar ce să ne pun? Merg 110 în afara localității fără centură, îmi risc viața. Și n-ați să spuneți că n-am purtat centură, doamnă. Ce naiba, dar chiar vă bateți joc, dar vreau să merg la mașină. Vă urcați cu mine și mergem și ne uităm, doamnă. Dar nu există așa ceva, cum nu aveți cum să ne arătați. Nu există așa ceva, dați-mi actele înapoi, vă rog frumos. Deci este un abuz, chemați alt coleg de-al dumneavoastră dacă nu vă descurcați, vă rog frumos. Păi, dar nu se poate, le aveți, sunt suficiente, pentru ce vă trebuie? Deci chiar așa ceva eu n-am mai pomenit, eu îmi fac cruce, doamnă. Îmi fac cruce, deci e inadmisibil așa ceva ce faceți dumneavoastră. Cum adică spuneți că nu purtam centura, doamnă? Păi vreau să văd unde este așa ceva, pentru că eu nu sunt nebun. Cum să nu port centura, doamnă, de la Suceava până aici? Domnule, sunteți în
ajut aici, nu știu ce ați. Păi, dar n-am coborât nicăieri din mașină, doamnă. Nu am de unde să știu acest lucru. Păi vreau să-mi arătați, să-mi dovediți. Cum adică eu în instanță ce să dovedesc? Am eu o înregistrare că purteam centură în instanță. Nu fac nicio contestație, eu lucrez, n-am timp să stau prin tribunale. Deci vă rog frumos să-l chemați pe colegul dumneavoastră să de discut cu el. Pentru că dumneavoastră nu mă feriți niște răspunsuri halucinante. Același sincer vă spun. Doamna, m-ai prins cu centură? Care-i problema? Dar nu am văzut, dar vreau să văd că nu purtam centura. Cum adică? Dar dumneavoastră puteți să-mi spuneți că n-avea roți la mașină și mergeam fără roți, nu? Nu e nicio, cum adică în instanță se rezolvă? Mie mi-arăți cu ce am greșit și atunci eu îți spun, poftim actele, dă-mi amendă, fă ce vrei tu. Domnul, vă rog frumos, domnul polițist, vă rog frumos, stați și cu mine un minut de vorbă, nu lăsați numai pe domnișoara. Șeful, dați procesul verbal să-l semnez. Procesul verbal să-l semnez, șeful. Șeful, procesul verbal să-l semnez, domnul agent. Procesul verbal să-l semnez. Domnul agent, domnul agent, de ce fugiți? Domnul agent, procesul verbal. Ați văzut, domne, ce face poliția română? Stai și noi, șeful. Stai și noi. Geamul deschis. Deschideți. Domnule Ordan, sancțiunea minimă ce s-a putut aplica dumneavoastră este 7,5 lei. Deci, am două probleme. Unu, să mi-a arătat omologarea și metrologia radar după ce mi-a arătat filmarea. Este tot ce trebuie acolo. Arătați-mi, vă rog. Vă rog să-mi arătați, conform legii spune că trebuie să-mi arătați. Nu spune legea. Ba da, spune legea că trebuie să-mi arătați. Aveți sau nu aveți? Domnule, aveți sau nu aveți? Arătați-mi, vă rog frumos. Arătați-mi. Domnișoară, dacă dumneavoastră credeți că filmați. Da, poate să filmeze, că nu vă opriți să o filmeze la mine în mașină. Aveți metrologie sau nu aveți? Arătați-mi. Arătați-mi, vă rog frumos. Nu sunteți dumneavoastră în măsură să faceți mie control. Sunt în măsură să ceri dreptul meu de cetățean să vă cer lucrul ăsta. Deci aveți drept de control. Da, eu v-am întrebat dacă aveți sau nu aveți. Spuneți că aveți, da? Da. Scrieți acolo în mențiune. Da. V-am solicitat metrologie și nu ați putut să mi-o prezentați. Nu că n-am putut. Nu ați putut, că nu puteți să vii. Nu e o dovadă. Nu ați putut să mi-o prezentați. Lasă că scriu o mențiune. Lasă că scriu o mențiune. Scriu eu mențiunile. Scriu eu mențiunile. Păi am voie să scriu mențiuni sau nu în procesul verbal? Eu le scriu. Am voie să scriu mențiuni în procesul verbal sau nu? Domnule, am dreptul să scriu mențiuni în procesul verbal. Nu am voie să scriu în procesul verbal mențiuni? Nu scrie acolo că trebuie să scriu mențiuni? Alte mențiuni pe care le scriu eu. Poftim? Eu le scriu mențiunile. Nu ați le scrie? Da, da. Da, scrieți ce spun eu. Cum vă numiți? Agent șef principal Vanvu. Vanvu. Da. Deci domnul agent principal Vanvu. Da. Da? Nu a putut să prezinte metrologia aparatului radar. Nu v-am prezentat. Domnule, scrieți acolo ce vă spun eu, după aia mergeți la instanță și contestați ce scriu eu. Nu, domnule, doresc să semnez cu mențiuni. Păi, dar n-am dreptul sau ce faceți? Acum mă limitați la dreptul? Sunteți miliție sau poliție? La scor mai trecut și alții cu viteză destui cât i-am urmărit eu, dar cred că aveți la normă, numai așa pe câțiva. Vă bate joc, domnule, când merg acolo în localitate cu 20 la oră și ies din localitate cu 69, dumneavoastră îmi dați amendă, domnule, v-am dat amendă, miliția română. Și încă o dispoziție să-mi arătați cum că aveți dreptul să stați aici să faceți radar. V-am scris exact ce a spus dumneavoastră, nu v-am prezentat metrologia și atâta tot. Spuneți nu, mai vreau lucrul ăsta să menționați. Dacă aveți dispoziție să stați în punctul ăsta cu radar. Arătați-mi planul de acțiune, arătați-mi. Lăsați să mi-l arătați, domnule, că trebuie să aveți la dumneavoastră în mașină. Doresc o zi bună. Avem autoturismul Audi Q7. Se vede în imagine. Se apropie 152 de kilometri pe oră a avut cel mai mult. În dreptul nostru, la fel, aceeași viteză, ce-i drept în afara localității, dar sectorul de drum este limitat la 90 de kilometri pe oră. A depășit, deci, cu 62 de kilometri pe oră în plus față de limita admisă.
capitanul mi s-a adus la cunoștință că ați depășit limita legală de viteză. Cunoașteți cât aveți voi de drumul național, cât e limita legală de viteză? 90 la oră. Și ați avut 152, ați rămas fără permis de conducere pe o perioadă de 90 de zile. Da, da, trebuie, ne grăbim, dar respectăm regimul legal de viteză. Rămâneți la mașină până ce întocmim documentele. Da, oricum o să contez, vreau să știu și eu, dar eu știu că dumneavoastră poate am făcut o mărută. Contestați în termen de 15 zile, da. De acum la camera ascunsă, că numai în postul de fixe au voi. Acum văd că pândesc mașinile, le urmăresc. Așa, la noi, în România. Oamenii, ca să mai strângă bani la buget, punează șoferi. Da, recunosc că am depășit 90 la oră, dar nu cred că este 150 la oră. Asta se feuri. Nu era în intersecție și vii, tu ai... Soția în intersecție și ăsta să vorbească la telefon, e simțitul acela, pune mâna pe mine, căcăciosul ăla de milițian. Nu pui mâna pe mine, băi! Mă trebuie să la mașina o nevastă mea, tu măsori! Păi măsoare, nu măsoare ăla, băi, ați colegii tăi că măsoare! Că nu recunosc nimic, nu măsoare ăla, tu până până acolo, că vrei tu! Nu scrie că nu-ți accept nimic! Asta, la Vlăduza cu Odreanu. La ăla l-a luat ăsta. Închidă un prost în ea. Vino repede, urgent, urgent. Vino urgent, nu mai lăsa nimic, lasă tot rog. Pui tu mâna pe mine, hai. Vezi tu. Da, da. Da, așa aia v-ați băgat cu bani. Corect, da, de acord. V-ați băgat cu bani. Așa este. În intersecții să le luați voi. Așa este poliția circulației, dați permite. La Vitești, la Vitești! Da? Puneți-vă la fum, nu mai luați mintea! Ați înțeles? Vezi tu ce mă trebuie în mâna mea cu cultura, mă! Hai, domnule, care te desi! Vezi tu, firea lui mă, țara de la cumva, știu mine că s-o vină în spital! Ce vreau, mă? Ce vreau, mă? Vă rog să vă calmați! 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 Lăsați, stai! Să închide! Cu tu, zimoare! Vă rog să vă calmați! Vă rog să vă calmați! Vă rog să vă calmați! Uite, da, bă, așa la mine! Că nu pot să trăiesc în țara! Este rănită soția? Este rănită? E rănită la spital, doamnă! Ia uite, tot pe mine, pe ei, pe ei, nu pe mine, ce va! Pe ei, pe ei, ia uite! Ei sunt de exemplu prost în țara asta! Pentru că dau permis cu un exemplu prost! Că dau permise pe sustache la toți să merite! E? Păi, mă, dacă mă duc, îl iau pe merit! Corect! Ma ce ti sta stai fuori, bè? Nu stai cola! Nu stai cola! Să nu te cedați! Acolo să stai tu! Acolo să stai tu! Și tu la fel! Dumneavoastră la fel să stai acolo! La șpagă! La șpagă! N-am fost eu! Cu duca lui și cu soția mea! Cu toți! Ce nu mai țipați? Gata, și nu mai țipați, faceți mâna în buzunar și dă banii! Ție! Eu ție! Să stați pe stradă, stați în birou la cafea! Pe nenea știe ce mai e! Pe nenea știe la uși, pe nenea la cafea, circulație! Nu lăsa să fii pe drum! Erai și pe aici cafea la circulație la 10! Nu se pot! Eficiență care care știe și poate continuă! Bă, nu mai ține tu, dar ci dă-te dracu cu asta ta! Păi de ce dracu, martor, nu poți ține că te ești autor? Nu n-au să te ești autor? Nu pui tu mâna! Ia martor, bă, pune martor la cia! Bă, tu te la spital! Da, da, da. Soru, da.
Uite-mă, 20 de minute nu-mi fi ăla lui! Da-ți-l pe dânsul, pe dânsul. Două ăla? Da! Să fie Dan atunci. Zero, da? Și ăla. Păi nu-l văzut când suflă. Păi dar nu-l văzut eu. Nu trebuie să te gândesc. Și mie viteza care e viteza mea. Îți filmat și vreau să-mi văd. Unde? Ia! Așa, și cu cât? Ați spus voi 60 acolo, nu? Până la 59 aveți voi să mă amendați. Da, 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 da. Tânărul din imagine a fost oprit de către polițiști pe drumul național 1 pentru că a încălcat limita de viteză stabilită în dreptul orașului Avrig. De cum s-a dat jos din mașină, a început să facă circ. Auzi, dacă ești așa polițai, hai să zic, hai să vezi tu acolo că e 70, de cum intri. Nu te văd de aici, bă. Văzând că are un comportament aparte, polițiștii s-au gândit să-l testeze și cu etilotestul. Rezultatul a fost zero. De fapt, problema conducătorului auto era întreaga poliție română și a vrut doar să se certe cu cei care îl amendează. Ați consumat băuturi alcoolice de morbiță așa vulgar? O, contează. Nu face și o testare. Nu iubesc nimic. Te rog să desfaceți. Da. Știu cum să faceți și o testare. Da. Că vă dumneavoastră sunteți foarte... Așa, sunt foarte, 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 foarte pornit pentru legile astea din România. Deci la cameră, pot să vadă că e zero. Luați-vă, romul. Știu că îl păstrați ca amintire. Amintire. Ce ți-a spus de poliția? Poliția română. De ce? Corupția mare. Ați văzut semnul de 50 sau? Vă duc acolo și să vedeți că e 70. Spuneți că vă amendează pe nedrept, sau? Da. Contest. Până la urmă a semnat și procesul verbal și a plătit și amenda pe loc. Alții au primit chiar și amenzi mai mari, însă au avut un comportament decent și au recunoscut că au greșit. N-am plătit niciun radar la viața mea acum. 50 de ani de șoferie. Merge una la... Dar accidente n-am avut. În prima zi a acțiunii, peste 50 de șoferi au primit puncte de penalizare și puncte amendă. Doi dintre cei înregistrați cu aparatul radar circulând cu viteză au rămas fără permis timp de 90 de zile.
Poliția rutieră Sibiu a ales, printre altele, și drumul național 1 Sibiu limită județa Alba, întrucât în anul 2011, pe fondul vitezei excesive, pe acest tronson de drum național s-au produs 10 accidente rutiere grave, soldate cu 5 persoane decedate și 12 persoane rănite grav. Polițiștii vor acționa în scopul combaterii vitezei excesive și în zilele următoare. Închide-mă ușa, mă, închide-mă ușa! Dom'le, ce înseamnă asta? Asta mă filmează! Lasă-mă, 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 nu-i normal! Nu e, mă, păi nu-i normal, uite ce faci, nu-i normal așa ceva! Așa mă filmează! Nu e normal ce se întâmplă, păi normal! Frumos, bă, ce ai făcut, bă, frate? Ce am făcut, mă, frate? E frumos, bă, bravo, mă! M-ai înjurat, e vina mea! Ce faceți, mă? Ciao. Ciocule, ce Flore, legal, cere ordin de serviciu, să vedem aici. Eu sunt fratele lui și am tot dreptul să stau pe domeniul public să vă filmez. Dar unde m-ați văzut? Demonstrații. Puteți să-i demonstrați treaba asta? Domnul, nu, cum adică? Stați așa, nu, veniți aici că semnează, stați să pună la mențiuni. Haideți că trebuie să scrie la mențiuni. Bă, vin aici, eu sunt fratele lui, are dreptul să scrie ca cetățean al României, are dreptul să scrie la mențiuni. Haideți că vă știu eu legea. Auziți? Auzi. Domnul, am vorbit cu dumneavoastră, eu filmez, am dreptul să filmez. Să ne prezentați un act de identitate. Vă prezint imediat, vă duc la mașină. Nu, stați că eu prima dată, nu mă puteți, auzi, nu mă luați pe mine așa, hai. Vede? Adică, dumneavoastră v-ați prezentat, cine sunteți? Acel șef ajut micul de la serviciul rutier. Nu am înțeles, vă rog frumos, mai citesc ca să pot să vă văd cine sunteți dumneavoastră. Nu, vă rog frumos să spuneți încă o dată ca să ajung Mihu de la serviciu. Așa și am voie să scriu un are dumneavoastră un act de identitate. Uite acum am văzut să vă prezint. Stați aici. Vreau să îmi mânați documentul. Domnul, te pui că ai văzut ceva? Eu n-am văzut nimic.
Și atunci, ascultați-mă. Auzi, nu așa, lasă să scrii la mențiuni. Ascultă-mă, lasă să... Auzi, nu semna acolo nimic, că te chem în judecată. Ascultă ce spun eu. Bă, omule, nu semna, ascultă că te chem în judecată. Tu n-ai văzut nimica. Vă rog frumos să scrieți la mențiuni, vă rog eu frumos. Are drept. Bă, cere mă să scrii la mențiuni. Cum bă, vin aici, mă, domnul agent. Hai, mă, ăștia-s milițieni, mă, frate, mă. Vă rog frumos să ne lăsați să scriem la mențiuni. De ce nu ne lăsați? Nu ne lasă, uite că nu vrea să ne lase. De ce? Vi se pare normal? Uite, poliția română își face datoria pe străzile de la noi. Să vedeți și dumneavoastră cine îs. Pune martori fără să vadă că au avut, că au purtat centura. Domnul, semnați? A semnat? A semnat. Bun, perfect. Stai să scrie la mențiuni. Șeful are dreptul, e cetățean român. Alo, păi dar trebuie să scrie la mențiuni. Da, aici la mine să scriu. Domnul agent, are dreptul, cum adică? De ce nu vrei să-i dai să scrii la mențiuni? Ascultă-mă, de ce? Cum adică? Ce o zis? Are dreptul, ascultă-mă, are dreptul. Domnul agent, ca cetățean al României are dreptul să scrie mențiuni, da? Nu, ce l-a vrut? Cine o zis? Cine o zis? Vă rog frumos să ne lăsați să scriem la mențiuni. Păi, hai că să facem public, fratele meu, dacă așa mere treaba aici în România. Păi da, normal. Vă rog frumos să ne lăsați să scriem la mențiuni. O să ajungă departe, ascultați-mă. Păi dar cum să nu, adică să vorbim? Ce nu mențiunile tale? Trebuia? A, dumneavoastră, care e problema? Că nu vorbesc, dacă mă iei pe mine așa. Te rog frumos să ne dai, nu pleci de aici, vin aici, mă. Nu pleci până nu vine... Până nu ne lasă să scrie la mențiuni, mă. Sună la 112. Hai că avem tot dreptul. Să nu stați pe drumul public. Sigur, uite, ne stăm. Stai să eu stau și nu alo, că nu suntem în junglă. Să ne facem legea. Stai că n-ați pățit-o. Domnul agent, vrem să scriem la mențiuni. Ați înțeles sau nu înțelegeți? Vrem să scriem la mențiuni. Ce doriți să scrieți dumneavoastră la mențiuni? Eu, fratele meu, el. Eu, să scriu. Vrea să scrie. N-ai văzut absolut nimic. Deci să taci, mă, să demonstrezi că nu a avut centura. Te rog frumos să ne dai mențiunile. Să ne dai să scriem noi, că avem dumneavoastră. Dar nu contează, sunt fratele lui și cunosc mărșeviile din miliție. Ai înțeles? Poliție, cum vrei tu, că și așa nu... Vă rog frumos să... Ascultă-mă. Dar tu n-ai văzut nimic. Vreau să-mi dai să scriem la mențiuni. Erai ocupat cu doamna. Deci poliția română din Arad își face treaba. Oricum stai aici, mă, nu pleci niciunde, mă. Stai să mă opresc mașina, nu? Nu te oprește-ți mașina. Să vină alții. Să vină alții, să ne demonstreze că nu... Dar nu, mă, că-i pun pe Facebook, mă! La doamna îi spune că... Ascultă-mă, la doamna îi spune că iartă-te becurile. De ce iard? Auzi, nu mă interesează pe mice. Auzi, ascultă-mă. Serios? Dar ce, n-am zbierat? Stai așa, n-am înțeles, îmi cer drepturile mele. Ascultă-mă, de să scriem în mențiune. Are tot dreptul, l-ai întrebat să scrie la mențiuni. Eu cunosc legea. Eu cunosc legea. Cum ai și oprit? Așa ai scris. Ascultă-mă, știi legea? Trebuia să-l prezint. Bine, și ține, nu, corect. Eu, da, aici, da că scriu. Nu, îi spui, ciocule, ascultă-mă, îi spun eu. Îi spui, agentul să-mi demonstreze că nu am purtat centura de siguranță. Vă rog frumos. Și cu martorul care e vos, martorul. Și cu martorul, corect. Nu mă mai lua cu vrăjeală de asta, scrie acolo ce-ți spunem noi. Ascultă-mă, dacă vrei să scrii, dacă nu, oricum te bag pe Facebook, omule, și te bag oriunde, ca să vedem ce face poliția română. Ești în stare să porți haina asta? Băi, serios, dar nici tu nu ești în măsură să ne iei pe noi așa. Ai înțeles? Hai să te văd. Hai să spun, dăm undeva să sun pe șeful tău. Să vedem cu ce drept m-ai oprit-o pe mine, pe drum. Ce am ai văzut? N-ai avut. Serios, cum îl oprești și nu poți să-i demonstrezi treaba asta? Da, eu sunt agentul ăsta. Dar nu mai te-ai ascultat. Nu ai, nici măcar nu te-ai prezentat. Nici măcar nu ne-ai demonstrat că ai drept, ai ordin, ai ordin de stat aici. Cum ai, cum adică? Pentru ce ne-ați oprit? Pentru ce l-ați oprit? Pentru ce l-ai oprit? Serios, nu! Trebuie să ai ceva. Dăm să scriu aici. Nu tu ai dreptul. Lasă să scrie. Păi dăm scrie, că mie tu să-mi dai una. Hai că spun. Hai că spun eu. Hai că spun. Păi spun.
îți spun. Sunt Herlo Florin, îți spune, sunt capă pe stătă, sunt Herlo Florin, pe drumul cu tare, îți spune că eu am purtat centrala de sigurată. Așa. Ai fost singur, ai fost singur, erai ocupat cu altă mașină, nu știu care mașină, ai oprit un om de pe drum care nici măcar n-a fost, n-a văzut nimic. O fost trăind de șaudă. L-am filmat pe om. Da, să vedem. Da? Ați oprit pe drum. Agentul nu a fost atent. Agentul nu a fost atent când m-a oprit, da. Să vadă dacă o port sau nu. Era ocupat la altă mașină. Scrie acolo. Scrie, nu mai da de mână. Scrie. Ți-am vorbit frumos. Extraordinar. Vorbim ca cetățenii a României, mă, avem tot dreptul. Sau cum? Scrie acolo. Poftim? Dar nu strigă nimeni, ascultă-mă, nu strigă nimeni. Foarte civilizat, dar și voi să fiți civilizați, să scrieți ce trebuie în ăla. Corect. Vă rog să fiți civilizați. Da, scrie, mă, zi, mă. Eu agent. Eram ocupat cu altceva. Că n-ai fost ocupat cu mine. Eu am fost ocupat cu altceva, cu altă mașină. Spune. Agent. Cu altă mașină. Și nu avea de unde să-mi vadă mie centura. Punct. Pur. Și atât. Bun. Și acum poți să pleci liniștit. Oricum mi-a filmat fratele meu și vedem mai departe dacă se poate face treburile astea în România. Eu de mult am așteptat ocazia asta, că de fiecare dată când ne-o prins, ne-o dat. Martor pe fratele meu care era în spatele meu că am purtat centura. Pur, pune acolo. Martor pe fratele meu. Care nu o să se considere că suntem frați. Bine, altceva mai este. Deci nu mai vreau. Puneți codițe semnată, de sau nu? Acum semnez că l-ai... Da, semnez. Aici am două lei. Corect. Și altă dată când opriți să știți, să prezentați și să spuneți pentru ce ați. Corect. Și ordin de serviciu trebuie să aveți aici, că sunteți pe drumul ăsta. Vă spune și trebuie să-l prezentați, dacă știți legile, după câte știu eu. Vă spun eu. Poți să uiți bine la mine, că o să ne mai întâlnim, poate. O să ne întâlnim pe drumul și nu o să vă dau niciun act dacă vă prezentați în halul ăsta. Vă spun eu. Mulțumim. Arat 12 XPZ. Filmează-mă aici. Filmează-mă, da. Domnul meu. Domnul polițist. Păi vreau să vorbesc și eu. Vreau să vorbesc la volan și vin la dumneavoastră. Ok, vreau să prezentați. Nu v-ați prezentat. V-ați spus că sunteți la poliție și mi-ați cerut cap. Vreau să mergi la volan și toate vă dumneavoastră. Ok, vă rog să ascultați. Eu mă urc la mine în mașină, chiar vă rog să vă rog să vă documentați. Vă rog frumos să mergeți la dumneavoastră la mașină. Bun, merg la mine la mașină, dumneavoastră mi-a cerut actele, da, o mașină civilă. Da? Vreau și eu să văd dumneavoastră, cum vă numiți? Dumneavoastră sunteți? Agent șef principal Hojda, de la serviciul rutier Arad. Domnul Hojda, da. Am înțeles bine. Da. Și m-am prezentat și când v-am cerut actele. Bun, nu am înțeles eu. Nu am înțeles. Da. V-am cerut a doua oară să vă prezentați. Da. Ok, vreau și eu să știu cum e posibil ca o mașină civilă, o mașină, un Logan roșu, fără niciun fel de inscripție poliția, stă cu aparatura asta. Dumneavoastră aveți aparatul, aveți acea foaie care demonstrează că aveți dreptul să stați aici? Da. Vă rog, vreau să vă și eu. Când o să fiți dumneavoastră, nu, vreau să vă și eu acum. De mine atunci, da. Păi, dumneavoastră sunteți cu o mașină deci, care nu e mașină de poliție, domnul polițist. Păi vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră, de ce da, am tot așa? Filmează-mă! Au dat la de zi, de domnul să-ți curatorul acela, de unde? Să-ți arate și ție ăla. Păi vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră. Domnul polițist, păi vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră. Domnul polițist, vreau să vorbesc și eu cu dumneavoastră. Să știu și eu pentru ce mă amendați. Pentru ce vreți să mă amendați? Domnul Hojda, vreau să știu și eu, vă rog frumos okay. să vă duceți la dumneavoastră la mașină, să luați loc în mașină. Nu, situația în care, în care dumneavoastră nu ascultați de indicațiile polițistului, da. Veți primi încă o sancțiune pentru această faptă. Ok, dați-mi amendă la mașină, pentru orice faptă vreți. Mergeți eu la nu mașină. Înțeleg cum e posibil. Mergeți la mașină ca să stați, luați loc pentru acolo. Pentru ce? Ca să luați nu ascultați de indicațiile noastre? Bun. Am dreptul ca cetățean al acestei țări, domnule, că vin din Italia 2000 de kilometri, nu întâlnesc picior de polițiști și mă oprești dumneata aici să mi-ai permis să mă nenorocești că vrei dumneata? Cum e posibil să stai aici cu o mașină Dacia Logan roșie? Da. Arată și mie certificatul de radar și metrologia acestui aparat. Da, mă, da. Zi-mă să-ți arăt aici. Domnul Hojda. Ai fost la ora domnul asta. Hojda. De... Alo, domnul Hojda. Alo, domnul polițist. Domnul polițist. Stă în mașină și ascultă muzică populară, domnul polițist. Domnul polițist, vă rog frumos să vorbiți cu mine.
domnul polițist, domnul Hoxha, păi nu vorbiți cu mine. Am dreptul să încerc drepturile mele ca cetățean al acestei țări și ca șofer, ca posesor al unui permis de conducere. Ce tremură ăla? Deci vă rog frumos să coborâți, să stați de vorbă cu mine. Nu e corect ceea ce îmi faceți dumneavoastră. Că a fost de curat, dar aceea. Unii. Vreau să scriu la mențiuni. Domnul Hoxha, vreau să scriu la mențiuni. Am dreptul la mențiuni. Da, mă, da. Vă vreau la mențiuni. Uite ce mașină de poliție avem noi în țara asta. Deci avem mașină civilă. Nu e posibil. Mașină civilă. Arat 12 XPZ. Domnii polițiști aici, care nu vor să stea de vorbă cu mine, da? Pe un drum. Drumul Arad, drumul spre Vamă, da? M-a oprit cu mașina și nu vrea să stea de vorbă cu mine, dumnealor. Arad, XPZ? Dar ce mașină de poliția? Filmează-mă. Păi dă-mi o judecă. Dați-vă vreo la parte. Filmează-mă tot. Filmează tot. Ai înțeles? Filmează-mă! Da. Dar are ce să-mi fac, nu? Filmează-mă, tăi. Domnul polițist nu vrea să vorbească cu mine. Cu ce mașină stau? Într-o mașină civilă. Da. E posibil așa ceva? Păi asta e și i-am spus că vreau să vorbesc cu dumnealui și dumnealui nu vrea să vorbească cu mine. Vreau să spun la mențiuni, să-mi arate și mie certificatul de aparatul radar care voie să stai aici. Da. Poftim? Am voie să stai aici cu aparatul radar. Dumneavoastră cine sunteți? Mă scuzați. Păi și eu tot sunt cetățean al țării. Dar lui e semn cu aparatul. Ok, am înțeles. E vina dar mea, nu am dat are radar cu 104. N-am negat absolut nimic. Mi-a scăpat piciorul pe accelerație, vin din Italia, n-am găsit picior de polițist. Tot drumul găsesc la Arad. Vreau să știu și eu dacă era 2000 de kilometri și aici... Da.
V-am arătat filmarea. Ok, mașina asta e de poliție. Aveți dreptul să stați aici cu o mașină da. Civilă, da? Dacă doriți, stați să vă da. Nu ne certăm, că nu ne certăm, e drept. Dumneavoastră sunteți? Dacă e legal ca poliția română să stea cu un aparat radar pe o stradă, da? Vreau să văd și eu certificatul de atestare al aparatului radar, metrologia aparatului radar și orele în care puteți să profesați cu aparatul radar în zona asta. Tot ceea ce ați pierdut dumneavoastră în instanța de patronat cu secretăria din povară de bune și comportare. Serviciul rutier care acționează pe tot platformul Valea Mărului, cu operatura radar, dacă doriți de pune comentarii și inspectorat... Numai acum vreți să le vezi, Elvis? Să vă pune la dispoziție... Acum vreți să le vezi pe loc aceea. Trebuie să vă spun la dispoziție metrologie. Acum pe loc. Să vă spun la dispoziție tot ce cere dumneavoastră, o să vă pun la dispoziție. Deci asta, vreau să văd metrologia. Acum pe loc, pe loc. Mă ascultați un pic. Cu data de astăzi, eu am mai pățit trebuie. Și cu ora. Am mai pățit trebuie asta la Târgu Jiu. Asta e condiția dumneavoastră în țara noastră. Păcat de țara asta, lumea care există în ea, suntem niște proști toți la comun. Ok, se pot face niște transferuri în acele date, oră, zi, lună. Mă înțelegeți? Iar eu vreau să văd acele date nu, acum. De ce? Pentru că nu se dă. E dreptul meu. Bă, dreptul acum... Dumneavoastră aveți... Vreau să văd și eu ora... Acum la ora asta. Domnul Ionel, vreau să văd și eu ora... Astea sunt actele dumneavoastră. Asta este dovadă de reținerea permisului de conducere. Uitați ce am scris. Da, vreau să scrieți la mențiuni. Ok, știu ce se scrie. Dar scrieți ce spun eu. Da? Da. Polițistul... care era în mașina Dacia Logan. Cu numărul de matriculare Arad 12 XPZ. E aici cu ce mașina a fost filmat. XPZ și okay. Caseta, da? Raza, da? Da. Pe Raza, spuneți dumneavoastră Raza. Scrie și aici, în localitatea. Vă rog, scrieți la mențiuni. Scrieți la mențiuni, vă rog, e dreptul meu să scriu la mențiuni, nu? Da. Vă rog frumos. Deci. Da. Am cerut să mi se arate actele necesare pentru a profesa, cu un aparat radar. Hai, lasă-mă că nu fac aici al roman. Păi, dați că scriu scurt, pe scurt. Păi, nu scrie numai că eu scriu, dar pe scurt. Domnul Ionel, ce anume ce? Băi, să arate aia, metrologia. Polițistul a refuzat să-mi arate actele de... Asta. Arate. Foaia de atestare a aparatului radar. Atestatul radar. Da? Metrologia aparatului radar. Și foaia de parcurs care profesează între orele de la ora X până la ora Z. Da. Și foaia de parcurs. Foaia de parcurs. Așa. Ok, atât. Vreau să semnez aici, da, ceea ce ați cerut dumneavoastră. Unde semnez? Aici. Aici încă o dată. Aici încă o dată. Asta e. În instanța de judecată, okay, înțeles, la judecătoria Ripova... Domne, vin de la 2000 de kilometri distanță. Nu mă cert, e dreptul meu să-mi exprim punctul de vedere. Am înțeles, eu nu mă cer cu dumneavoastră. Eu vreau să vă spun, deci mi se pare o ipocrizie. Vin de la 2000 de kilometri distanță, în afară, dacă e un aparat radar, există semne care te atenționează, vezi că ai peste 100. Lasă mai jos un indicatorul de 50 de localitate, îl aveți acolo la 200 de metri de intrare. Aici toată lumea stă la ciupit, domnule. Trăim într-o țară, păcat de țara asta. Păcat de țara asta. Știți cum a zis Jean Constantin? Așa liniște să aveți toată viața. Băga mea și pula în gura voastră.
Dă-mă în judecată, pe cum stă cu... Da, mă, da! Stă cu telefon așa, îi dă-i în judecată, mă, ce-o spune? Nu ai telefon. Așa, nu.